Gata, bună seara, dragi prieteni. Avem pe invitată pe Luminița, a venit pe la bunici. În vizită la noi, Luminița. Ce zici, Luminița, nu faci? A venit să mănânci niște grătar. Grătar, auzi. Am văzut că ai făcut ciorbă de perișoare. Ciorbă de perișoare la grătar? Da, ciorbă de perișoare la grătar. Am făcut noi asta ciorbă de perișoare. Ai făcut cu bunica în Floarea. Hai ne frumos, ca să-mi frumos pe zi. N-am mai frumos la urmă, da. Da, Luminița, cum ai făcut perișoarele alea? Am văzut că n-ai pus făină. Cum le-ai Da, n-ai făcut bine. Cum l-ai făcut fără făină? Cum l-ai făcut cum l-ai înrotojit? Că Luminița știe să facă toate felurile de mâncare. Auzi de cine mă zată. Și știe să facă orice, și prăjituri. Bă, n-a făcut bine, știu eu, am văzut eu că n-a făcut bine. Numai dacă vrea, face. Nașule, e bine cu rubrica asta ce fac ele, că învață să vorbească. Că ei, țărancele, și eu... Ăta ne fac cu țărance, moșule! Am văzut că ai fost și la plimbare. Știi să facă tecuri, știi să facă ce știi. Mă, dar omleta aia nu ți-a ieșit. Pentru că nu ai pus ce să prăjești. Mai dat trebuie să prăjești șunca, așa, brânza, așa aia cu brățărină. Foarte puțin și după aia dai drumul la ou. Așa. Nu prima dată. Nu face și rețete aici, voi. Cum nu s-a văzut? Că s-a văzut omleta. S-a văzut omleta în vlog. Am văzut-o acum acasă. Da. Mamă! N-am luat din ele unde a cumpărat Luța, n-am zis să nu le murdărim, na, din prima zi. Dar da, de mâine când face mâna alea. Floare, ei. Dar nici tu nu știe cum să face omleta. Ia mâna, mă, ia știu. Ia mâna, ia mâna, să o vedem pe mădărina. Ce? Grum, ce? Zic cum să face omleta! Zic! Era acolo, mai din spate. Sârdeși aia gravă. Și aia, nu-i dat ce bucuros și el. E foame lui aia. Fac eu vlog acum. Domnul Papi? Da. Eu doar paste știu să fac, poate să vă confirme nașul că a fost odată. Da, știu, am mâncat odată paste de la tine. Am fost amândoi. Împreună am mâncat la de toate. Doar atât ai învățat. Nu, chiar așa, pâine știi să faci și mămăligă. Și atunci ce pâine știi? Pâine știe, știe să facă pâine, că făcea cu mine, știe. Știe pâine, știe checuri să facă. Marița ia apărarea, dar eu spun drept, Luminița nu știe să facă nimica. Aaa, păi dacă nu mă cu și omleta. Ba, trebuia să pui șunga prima dată. Am făcut perișoare, am văzut. Da, ciorba de perișoare a fost bună. Da. Am văzut că a fost foarte bună. Morcovi, arghe gratinate. Ia uzi. Luminița, nu te supăra pe mine. Mai glumim și noi pe vlog, așa. Glumim, era totul perfect. Luminița e mică, n-are. Nu știi că așa te acuze pe tine. Eu acuși pe Marița. Eu așa zic, că nu-i bine. Și ție zice că nu faci. Da, nici Marița nu știe să gătească, n-a făcut nimic astăzi, eu am gătit de două ori. Eu am făcut ficăței la tigaie cu usturoi, am făcut tocăniță de ciuperci. Fără mine. Păi, cam, tocăniță neîncepută. De ce nu l-ai chemat? Bă, îl chem acum, hai Aiane la masă. Cum îl cheamă? Aiane, hai la masă. Nu mai e nimic, la următoarea cântare care o să pregătesc la proacea plază, la e sigură, vă invit pe toți care sunteți aici. Deci chiar te rugăm să ne invit pe toți. Și ai zis pe vlog. Mâine înseamnă, sau când gătești? Poți să faci. Le faci așa, așa, n-aș le învață. Prima dată cu tare, cu tare, cu tare.
Și respect să-ți dacă la rușii te-a tot nu te mai ceartă. La prima măcare sunteți invitat. Gata, gata. Deci când ne inviți la masă? Să nu mănânce nimic. Moare de foame omul. Ne inviți mâine? Auzi, papi. Ce e mâine? Nu mâine, nu că nu sunt acasă. Dar mâine unde ești? Plec la bunica. Plecăm mâine, avem o vizită. Unde, la București? Nu, până la turnul să vedem. Poi mâine poate. Joi. Păi, nu știu, să vedem. N-avem carne, n-avem nimic. Cum nu mai vezi nimic? Nu mergem când avem cu ce mâine. Când o desconjelăm, durează două zile. Două zile să desconjelăm carnea. Să duceți la o carne sau cu trenul. Da, domnul. Și vă duceți la o carne sau cu trenul. Hai de jos. Unde? A se vede? Mâine să mă duc să-mi iau permisul. Le mâine. Da. Încă 30 de minute. Aduci papera. Te duc. Nu mergem. Chiar mașina dumitale ne-am promus și tot mergem la să venim. N-aveți șofer. Nu mi-e frică cu el. Nici mie nu mi-e frică cu tata în dreapta. Mamă. În dreapta. Dar cât ai stat fără permis? 3 luni. 3 luni. Mâine fac 3 luni. Nu lași. Mâine mă duc eu. Dacă mâine faci 3 luni, nu le mâine. Doamne ajută, da, mai aștept. Nu, o zi, nu, o zi, trebuie să mai stai o zi. Hai să facem baliu. De ce mai au luni? Hai să facem baliu că... A dat exact. E altă lege. Era luna care a trecut de 31. Ascultă-mă ce spune. La 3 luni, dacă nu dai examenul, mai stai o lună. Păi nu, am dat și n-am luat. Păi da, nu l-ai luat. 4 luni. Păi da, dar auzi că depinde de viteză. Dacă mergi și depășești 150, îți mai dă o lună dacă ți ia pe 3 luni. Așa. Și dacă iei cu mandat eu cu 105... Eu când plec acasă, primul lucru aia, mă rog, să nu fie radarul în fața mea. Păi dai mai de-al examenul? Am dat. Yeah. Să nu mă zgătă, nu mai. A dat de prima dată fără să citească cartea deloc. Nu, dacă îi dai examen, nu mai. 4 luni. A luat 11. 4 luni, stai. Da, 4 luni. După aia a citit cartea, a luat 9. Păi exact. Dar am dormit toată noaptea. N-am dormit toată noaptea, mă trezire. Și cât trebuia să scoți? Doar de examenul. 13 trebuia. Mă sună Marica. 4 luni. Mă sună Marica la 6, mă sună la 6. Mă bucă serios. 1 Ce stai din aia? Stai din aia. Dar tu cartea aia e, Amădălina. Tot aia e care a fost din mult cartea. Tu cartea aia. Nu aia, nu alta. Bă, de nu mai ciuturi sanitare, că ce că de mea că cartea. Hai casă. Era abdus că dar nu stihaz. Aia nu e. Să nu te superi pe mine că am glumit cu tine. Pa, pa. Hai te salut, ce ne face pe că nu mai stă de-aș prede, pe că la bunicuța zâna. Să fiu sunat de oameni ăștia. Da, da. Vorbesc. Treci tu, Mădălina, aici la interviu. Mădălina. Tot cu noi ai rămas. Înlocuim pe Mădălina cu luminița. Mai bine suma permis la ghișeu să vezi dacă lui mâine. Nu răspunde nimeni la ghișeu, la ăla, doi. Te duce mâine dacă e. Mergi cu șofer, Mădălina. Nu merg la Severin mâine. Te duci cu caserul acolo. A, te duci la curăț. Când vin. Să ia povestește-ne și nouă, cum te simți? Foarte bine. Ia vino aici. Super. Da. Dar trebuie să vorbim și să spunem că ne-a acuzat foarte multă lume de luminiță. Lasă, așa vorbește lumea. Deci la noi așa este legea. Lasă-mă, Marița, taci. Marița. Ei, tu la ce vârstă te-ai măritat? Da, o dracu de lege. Tu te-ai avea... Că nu dracu e legea asta care m-a distrus. Ce cu de-a nu tu? Așa. E scris în totul penal, unde e? Că nu m-am înghe pe ușă. Spune și tu. Ce facem? Dormim, mâncăm, dormim, ne trezim, n-avem servici, suntem doar niște țigani, fără carte, fără școală, fără liceu, fără... Păi am școală, aia e solidarizat eu, nu mai merg la școală. Nu merg, degeaba merg. Tot, dacă n-am învățat când trebuia, parcă nu mai are rost. Mai departe. Cum nu are rost? Îți iei diploma? Cum? Te duci. Filmează, să filmează. Și unii în mai loc, sunt aici. Să filmează. Pleacă cu
Luminița! Ți-a făcut cadou Tomiță ceva? Da. Ai venit la Tomiță și s-a mai făcut un cadou? Mă, nu mai pot să cu dieta asta, nu mai pot. Vreau și o mâncă la dieta. Da, alu. Alu, alu. Și tu dietă, nu am mai mâncat tu dietă. Nu mă lasă să simt. Am văzut, ai făcut atâtea pregătiri astăzi. Clăcite, clăcite, ciorbițe, ciorbițe, fripturică, fripturică, de tot. Varză, de toate. Dragi prieteni, cam atât pentru astăzi. Vă lăsăm, vă pupăm. Suntem cu un alt vlog mâine.